La Cercul Militar din Roman a avut loc un simpozion dedicat centenarului, dar și eroilor armatei române. În cadrul activităților care s-au desfășurat în acest an, această activitate este foarte importantă, având în vedere că urmează și Ziua Armatei, deci tot o sărbătoare a eroilor. Noi, la Cercul Militar, am organizat expoziții, am prezentat pliante, am desfășurat simpozioane și alte activități. Astăzi, în cadrul simpozionului care s-a organizat aici, voi prezenta monumentele reîntregirii României Mari, respectiv acele monumente care sunt de căpătâi pentru România. Aceste monumente sunt cele care se găsesc pe fostele câmpuri de luptă și, bineînțeles, monumentele care s-au înălțat cu ocazia reîntregirii, a încoronării regilor României și în cinstea tuturor eroilor din primul război mondial. Mai multe detalii despre eveniment și despre cât de important este să ne cunoaștem istoria și să-i citim pe cei care s-au jertfit puteți afla vineri de la ora 20 în emisiunea Secrete de Familie.